Imaginați-vă că vă plimbați printr-o zonă rezidențială normală și, deodată, vedeți o casă care pare normală din față, dar din lateral pare că este la fel de lată ca un frigider. Exact o astfel de casă extrem de subțire există cu adevărat în Illinois, Statele Unite. Câțiva tineri au trecut pe lângă casă, în urmă cu ceva timp, nu s-au putut opri din râs și au postat pe TikTok filmulețe suplimentare cu clădirea, care au devenit chiar virale la scurt timp după aceea. Dar, de fapt, casa arată din interior cu totul altfel decât te-ai aștepta. Există astfel de case subțiri și neobișnuite peste tot în lume, pe care vi le vom prezenta acum în acest videoclip. Vă puteți aștepta nu doar la casa subțire din Illinois, ci și la capodopere arhitecturale într-un spațiu foarte mic din Japonia și la o casă din Germania care poartă titlul oficial de cea mai mică casă din Republica Federală. Începem acest videoclip cu o casă complet nebună din Kiel, în nordul Germaniei, iar această casă este chiar mai îngustă decât o mașină. Probabil cea mai îngustă casă din Germania, aceasta are doar un incredibil 80 de centimetri în cel mai subțire punct al său. Arhitectul Bjorn Simpson, care este și proprietarul acestei clădiri neobișnuite, a folosit în mod eficient fostul spațiu dintre casele vecine. Cu toate acestea, pentru a avea suficient spațiu cu familia, a trebuit să ajungă foarte sus. Pe o suprafață de doar 29 de metri pătrați au fost construite 6 etaje întregi, ceea ce i-a permis să creeze o suprafață de locuit de 100 de metri pătrați. În plus, la fiecare etaj există spațiu doar pentru o singură cameră. Deoarece casa este cea mai largă în față, cu 4,90 metri, din cauza condițiilor structurale, dar devine din ce în ce mai îngustă spre spate, Siemens a trebuit să fie creativ în ceea ce privește aranjarea camerelor. Astfel, familia folosește zonele mai largi pentru camerele de zi, iar zonele mai înguste din spate au devenit băi. Cei 4 locuitori se mențin în formă urcând cele 71 de trepte ale casei. Japonia este cel puțin la fel de creativă atunci când vine vorba de construirea de spații înguste. De fapt, numai în capitala japoneză Tokyo, aproape 10 milioane de oameni trăiesc pe o suprafață de 600 km², de 4 ori mai mulți decât Bucureștiul, chiar dacă suprafața este doar cu 2,5 ori mai mare. Ca urmare, o gospodărie de 4 persoane din Tokyo are un spațiu de locuit mediu de numai 30 m², iar prețul mediu este de 1300 de euro. Japonezul Motohara Shinohara a decis să opteze pentru cumpărarea propriei locuințe. El l-a rugat pe unul dintre cei mai cunoscuți microarhitecți japonezi, Kota Mizuishi, să construiască o casă bazată pe forma micului său teren. Acest lucru a creat un aspect mai degrabă abstract, dar a folosit foarte bine fiecare centimetru. Colțul liber a fost special decupat pentru ca Motohara să aibă un loc de parcare pentru bicicletele sale. Există doar uși glisante, iar interiorul are o suprafață de doar 55 de metri pătrați. Acoperișul este, de asemenea, folosit în mod corespunzător. Dar această casă nu va rezista mult timp. Casele din Japonia au o durată de viață de numai 26 de ani înainte de a fi demolate și reconstruite. Unul dintre motive este faptul că impozitul pe moștenire este atât de masiv, încât majoritatea moștenitorilor sunt nevoiți să împartă proprietatea pentru a putea plăti impozitele mari prin vânzarea acesteia. Dar în Germania nu există nimic inferior japonezilor în ceea ce privește spațiul de locuit în miniatură. Această mini-casă din Bremen a ajuns chiar pe prima pagină a ziarelor anul trecut. Acest lucru s-a datorat faptului că a fost cumpărată de youtuberul Finn Kliemann. Casa veche de 100 de ani are un spațiu de doar 4 metri pătrați și a fost astfel numită cea mai mică casă din Germania. Fostul său proprietar, Ortwin, a vândut micuța căsuță din cărămidă pentru o sumă de 77.777 de euro. Pe lângă zona de locuit, aceasta are o chicinetă, o baie separată cu duș și o mică pivniță de doar 1 metru pătrat și adâncă doar până la brâu. Acoperișul oferă spațiu suplimentar ca terasă sau, așa cum Ortwin l-a folosit cândva, ca un coteț pentru găini. Probabil că Finn vrea să o transforme într-o mică casă de vacanță și, cu măestria și bogăția sa de idei, putem fi curioși să vedem ce va scoate din această casă în miniatură. Continuăm cu o casă care are chiar și o denumire simpatică, Casa Iubirii. Încă din exterior îți poți da seama că imobilul este extrem de neobișnuit, pur și simplu din cauza tubului de beton izbitor. Tubul uriaș are o singură funcție, să ofere lumină. Datorită reflexiilor betonului, locuitorii săi au într-adevăr o atmosferă luminoasă foarte specială. Tubul mare oferă o senzație de mai mult spațiu. Spațiul de locuit real al casei este de numai 19 metri pătrați. Cu toate acestea, există două camere, o bucătărie și o baie. Unele dintre zonele de locuit sunt separate între ele doar de pereți de beton la jumătate de înălțime, ceea ce face ca totul să pară foarte deschis și dinamic. A fost proiectată de Hosaka-san. De fapt, el însuși locuiește în mica locuință împreună cu soția sa Megumi. Cuplul folosește casa doar ca o a doua casă în timpul săptămânii. Am găsit acest concept de locuit foarte neobișnuit în Tokyo. În acest bloc de apartamente discret locuiesc în principal studenți, administratorul specifică diferite concepte de locuit. Acest lucru înseamnă că accentul este pus pe partea apartamentului care este cea mai importantă pentru rezident. Ueda, de exemplu, este mai degrabă genul de baie. Acest lucru devine clar de îndată ce intri în apartamentul său. De fapt, te afli practic în baia lui, pentru că acest lucru era deosebit de important pentru student. În afară de cadă, chiuvetă și rafturi, există loc doar pentru o bară de haine. Dormitorul se află la un al doilea nivel, unde Ueda are loc doar pentru salteaua sa. Nu există bucătărie, de aceea Ueda trebuie să ia fiecare masă afară sau să aducă ceva de mâncare în cadă. Okazaki locuiește cu un etaj deasupra lui. Ea este mai degrabă genul de persoană care stă în sufragerie. De aceea zona de locuit spartană, făcută din paleți de lemn, ocupă cea mai mare parte a spațiului. În spatele unei uși glisante se află o microbaie. Pe peretele de vis-a-vis are o mică chicinetă. Dar Okazaki, care este și studentă, vede un mare avantaj în acest lucru, mai puțin efort la curățenie. Chiria pentru apartamentele mici este între 500 și 600 de dolari. Casele mici devin din ce în ce mai populare în întreaga lume. Arhitecții și proprietarii vin cu o mulțime de idei, mai ales în ceea ce privește elementele de economisire a spațiului. Casele mici nu depășesc, de fapt, 50 de metri pătrați. Tocmai datorită acestei suprafețe deosebit de mici, unele dintre ele sunt chiar portabile și le oferă locuitorilor lor o libertate nelimitată pe roți. Acesta este și cazul celei care este probabil cea mai mică casă pe roți construită vreodată. Inventatorul acesteia, Jeff Smith din Boston, a reușit să facă ceva cu adevărat incredibil. Cu o lungime de doar 2 metri și o lățime de 1 metru, el a construit o casă complet echipată. Se presupune că această casă de 2 metri pătrați oferă tot ceea ce este necesar pentru a trăi, o zonă de bucătărie care include o mică plită, o mini-chiuvetă cu apă curentă și o masă pliabilă. De asemenea, deoarece casa are o înălțime de abia 1 metru, nu poți decât să te tărăști în interiorul ei, statul în picioare este posibil doar dacă deschizi acoperișul spre exterior. Avantajul acestei dimensiuni, nu numai că o puteți împinge oriunde doriți, dar încape chiar și în portbagajul unei dube obișnuite. Dacă vreți să încercați această experiență cu adevărat extraordinară, puteți închiria vehiculul de la Jeff pentru suma considerabilă de 55 de dolari pe noapte. Esco din Finlanda a construit o tabără la fel de minimalistă, formată din mini-case. Locația pe care a ales-o pentru aceasta este deosebit de neobișnuită. El a ales un lac înghețat pe care poate trage casele cu ajutorul unui simplu snowmobil. Toate casele sale minuscule sunt construite pe patine. Punctul foarte special al caselor, acoperișul. Acesta este realizat în întregime din sticlă și dintr-un motiv foarte precis. Turiștii care închiriază casele neobișnuite ale lui Esco doresc un singur lucru, să vadă aurora boreală și, bineînțeles, cel mai bun mod de a face acest lucru este cu o vedere neobstrucționată în sus. Pentru a se asigura că nu se răcește în interior atunci când temperatura de afară este de până la minus 40 de grade, fiecare mini-casă are chiar și propriul încălzitor electric. Există o toaletă mică și suficient spațiu de depozitare. Cea mai îngustă casă din lume, care se află în Varșovia, are doar 152 cm în punctul cel mai lat. Cel mai îngust punct al acesteia măsoară doar 92 de centimetri. Cu ajutorul unei construcții din oțel, spațiul liber îngust dintre două case vecine a fost folosit ca șantier de construcție. Datorită planificării arhitectului polonez Jakub, a fost posibil chiar să se construiască două etaje cu o suprafață totală de 14 metri pătrați. În ciuda claustrofobici, casa complet mobilată are, de fapt, tot ceea ce îi este necesar. Asta înseamnă o bucătărie, o baie și un dormitor. Cu toate acestea, nimeni nu locuiește în clădire, care este privită doar ca un obiect de artă. Până acum, doar un singur jurnalist a îndrăznit să experimenteze pentru o noapte și a petrecut-o în cei 14 metri pătrați. Cu toate acestea, el a descris că a dezvoltat deja probleme psihologice și fizice după această singură noapte. Apasă butonul de like și abonează-te la canalul nostru. Până data viitoare, fiți curioși, aici la Vezi și Crezi!